Nu există ființă umană pe această planetă care trece prin viață simțindu-se bine 100% din timp. Nu există o ființă umană în viață pe această planetă care să fie fericită 100% din timp. Cu toții avem momente proaste, cu toții eșuăm, cu toții suntem prinși de lucruri de care nu ar trebui și cu toții ne rătăcim la un moment dat în viață. Unii dintre noi rămânem pierduți pentru totdeauna și unii dintre noi reușim să ne regăsim calea pe care am fost sortiți să o parcurgem. Eckhart Tolle a spus odată: cauza principală a nefericirii nu este niciodată situația în sine, ci gândurile legate de ea. Dacă continui să rătăcești sau îți regăsești calea în viață, este strict alegerea ta. Dacă alegi să rămâi căzut sau te ridici, este alegerea ta. Și această alegere începe în mintea ta. Realitatea ta nu este influențată de întâmplările din viața ta, ci de modul în care tu percepi acele întâmplări. Schimbă-ți gândurile și îți vei schimba viața. În acest video îți voi prezenta 5 modalități de a te întoarce pe drumul cel bun, ori de câte ori vei rătăci pe cărările vieții. Numărul 1. Găsește motivul. De ce? Atunci când vei găsi motivul de ce trebuie să te întorci pe drumul cel bun, nu vei avea nevoie de niciun fel de motivație din exterior. De ce trebuie să faci ceea ce faci? De ce trebuie să reușești? De ce trebuie să fii sănătos, să te dezvolți și să fii un exemplu pozitiv pentru cei din jurul tău? De ce trebuie să câștigi bani, să-ți schimbi atitudinea și să-ți întărești relația? Pentru cine faci toate aceste lucruri? De ce trebuie să lupți în continuare? Există acel motiv în viața ta? Să știi că atunci când îl vei găsi, acesta va prinde focul care te va ajuta să-ți regăsești drumul, focul care te va însoți în tot ceea ce vei face, care te va trezi de vreme și te va ține treaz până târziu. Te va inspira să lucrezi mai mult, să lupți mai mult, să găsești o altă cale și să o încerci. Și niciodată, niciodată nu te va lăsa să renunți. Vei avea în continuare momente dificile, dar nu vei mai rămâne niciodată prizonierul acestora. Găsește-ți motivul. Numărul 2. Înțelege că viața este scurtă. Înțelegând la un nivel profund că viața este scurtă și că ai doar o singură șansă în această experiență umană, poate fi una dintre cele mai puternice modalități de a te readuce pe drumul cel bun. Și aceasta nu este o rețetă pentru nesăbuință sau nebunie, este conștientizarea faptului că viața doar pare a fi lungă și infinită, însă adevărul este că viața e scurtă și toate lucrurile care îți provoacă astăzi stări de anxietate probabil că nici nu vor mai conta în cele din urmă. Ne spunem mereu că avem suficient timp, că de mâine vom trăi mai frumos, mai palpitant, lansăm promisiuni după promisiuni spre viitor, însă de cele mai multe ori ele rămân doar vorbe în vânt. Cât de ușor ne amăgim, ne furăm singuri și ne mai întrebăm totuși de ce suntem nefericiți. Conștientizarea acestui lucru ne va elibera de greutatea apăsătoare a problemelor din viață. Concentrează-te pe ceea ce îți place, urmându-ți pasiunile. Înconjoară-te de oameni minunați. Fii recunoscător pentru viața pe care o ai în interiorul tău, de timpul care ți-a rămas și profită din plin de acesta. Întreabă-te, cum îmi doresc să rămân în amintirea celorlalți? Ce comportament aș putea adopta astăzi, mâine și în fiecare zi, astfel încât să nu-l uit niciodată? Numărul 3. Hrănește-ți mintea cu lucruri puternice și pozitive. Consumă cât mai mult material pozitiv, transformativ și puternic pentru dezvoltarea personală. Indiferent cum o faci, prin cărți, audio, video, mentori, nu contează. Important este că faci ceva în acest sens. Dacă îți vei hrăni mintea cu un astfel de conținut puternic în fiecare zi și îl vei absorbi cu adevărat, este foarte puțin probabil să rătăcești vreodată pe cărările vieții. Acest lucru se va întâmpla numai atunci când te vei lăsa prins în capcana negativității, a știrilor negative, a conflictelor mărunte și în permanenta comparației cu ceilalți. Îți vei găsi drumul făcând ceea ce majoritatea oamenilor nu fac și unul dintre aceste lucruri este dezvoltarea personală. Fii curios și deschis să accepți în viața ta orice informație constructivă. Străduiește-te să înveți, să crești și să te dezvolți în toate domeniile vieții tale. Întreabă-te ce ți-ai dori să îmbunătățești în viața ta, cu ajutorul abilităților sau calităților personale. Și apoi caută-i pe cei mai buni mentori cu abilități în subiectele care te interesează și învață de la ei.
De asemenea, îți poți hrăni mintea cu propriul tău conținut pe care îl găsești în interiorul tău. Și acesta este cunoscut sub numele de recunoștință. Nu există nicio forță mai mare pe acest pământ decât recunoștința. Și dacă o simți cu adevărat și o vei practica în fiecare zi, acest lucru îți va asigura starea pozitivă și liniștea sufletească. Numărul 4. Fă mișcare. Ai grijă de corpul tău. Oamenii de știință au demonstrat că exercițiile fizice pot reduce depresia, reduc stresul, stimulează producția de endorfine și secreția de serotonină, hormonul fericirii. Așadar, data viitoare când îți vei pierde drumul, mergi la sală, apucă-te de alergat, transpiră, eliberează-te de stres. Fă acest lucru zilnic și continuă să-ți crești puterea fizică. Modul în care te simți depinde de asemenea foarte mult de fiziologia și postura ta, deoarece o postură corectă are avantaje multiple asupra corpului și a minții tale. Așadar, te vei simți diferit dacă vei sta drept, umerii trași înapoi, cu un zâmbet larg pe chipul tău, decât atunci când ești prăbușit, umerii aduși în față și mereu încruntat. Fii atent la postura ta de fiecare dată când simți că ești cu moralul la pământ. Fii conștient de acest lucru, află tot ce poți în legătură cu aceasta și aplică modificările necesare. Numărul 5. Cunoașteți obiectivele. Obiectivele sunt importante deoarece definesc clar încotro vrei să te îndrepți și te vor menține pe drumul cel bun în viață. Știința și bunul simț îți vor spune că cei care își stabilesc obiective clare și bine definite au mult mai multe șanse să ducă o viață împlinită și de succes decât cei care nu o fac. Iată câteva secrete pentru a te ajuta să-ți stabilești obiectivele. În primul rând, fii foarte clar cu privire la ceea ce îți dorești. Așterne-ți obiectivele pe hârtie. Dacă este vorba de bani, nu e de ajuns să scrii vreau bani. Scrie exact câți bani îți dorești. Dacă este un obiectiv care se referă la progresele tale la sala de fitness, atunci nu e de ajuns să scrii vreau un corp frumos. Scrie exact greutatea la care vrei să ajungi sau procentul de grăsime corporală pe care vrei să-l atingi. În al doilea rând, fii foarte clar cu timpul pe care îl acorzi îndeplinirii obiectivelor. De exemplu, voi câștiga $1,000,000 pe an până pe 31 decembrie 2023. Voi ajunge la 10% grăsime corporală până pe 30 iunie 2021. În cele din urmă, definește cum îți vei atinge aceste obiective. De exemplu, voi câștiga $1,000,000 pe an până pe 31 decembrie 2023 făcând X și pentru asta trebuie să învăț Y și să completez cu Z. Având acum o idee clară despre ce ar trebui să obții și stabilind cu exactitate cum vei obține tot ceea ce îți dorești și când, vei avea un obiectiv clar asupra căruia să lucrezi. Șansele de a rătăci pe cărările vieții atunci când ai un obiectiv clar și important sunt foarte mici. Important este să-l faci semnificativ pentru tine. Ți-am dat exemplul banilor, dar să știi că obiectivele tale nu ar trebui niciodată să se concentreze asupra banilor, cu excepția cazului în care obținerea banilor este asociată cu îndeplinirea unor obiective mai mari. Motivul pentru care îți dorești să câștigi acești bani ar putea fi copiii tăi, familia ta sau o cauză în care crezi. Acum știi cum să te întorci pe drumul cel bun. Acum știi că există modalități de a reveni pe acest drum. Nu trebuie să rătăcești. Amintește-ți că totul este trecător, la fel și problemele noastre sunt trecătoare și vor trece. Continuă-ți drumul și continuă să te dezvolți.